Lucian Bode a reacționat după dezastrul de la Onești. Ministrul de Interne a prezentat un raport preliminar despre intervenția poliției în cazul luării de ostatici. Șefii IPJ Bacău au ajuns târziu, comunicarea cu agresorul a fost deficitară, iar echipa de intervenție nu a folosit resursele avute la dispoziție. Bode a anunțat că a sesizat parchetul și i-a schimbat pe șefii IPJ Bacău, dar și pe cei ai poliției din Onești. La comanda Inspectoratului de Poliție a județului Bacău se afla adjunctul unității, care s-a deplasat cu întârziere la fața locului, minimizând importanța evenimentului. Cu toate că autorul a amenințat de mai multe ori că va comite fapte de violență, nu au fost dispuse măsuri legale în acest sens. În contextul apelurilor repetate la 112 ale autorului, precum și al riscurilor existente, conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Bacău nu a valorificat în întregime toate datele și nu a informat complet și corect eșalonul superior pentru a se aloca resurse multiple. Lucian Bode a vorbit și despre cum autoritățile nu au reușit să comunice eficient cu agresorul. De asemenea, nu au fost folosite la capacitate resursele informative și datele din sursele deschise. În desfășurarea evenimentelor, comunicarea cu autorul înainte de sosirea negociatorului a fost una defectuoasă, ceea ce a contribuit la sporirea stării de irascibilitate a agresorului. Măsurile dispuse la fața locului au fost deficitare, neacționându-se corespunzător în sensul izolării soției autorului și limitării posibilității agresorului de a avea acces la anumite informații, aspect care a îngreunat intervenția. Astfel, Bode a luat decizia de a schimba toată conducerea poliției din Bacău. Înlocuirea din conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Bacău, a inspectorului șef și a adjunctului acesteia. Înlocuirea din conducerea Poliției municipiului Onești, a șefului poliției și a adjunctului acesteia. Celor patru ofițeri urmează să li se stabilească alte atribuții. Prezent în platoul B1 TV, Florin Câțu a vorbit despre necesitatea reformelor în sistemul de poliție. Trebuie să fie o reformă, dar asta trebuie să fie discuție cu ministrul respectiv, să vedem care sunt planurile și unde vrem să ducem această instituție. Eu m-am spus că vreau să fac o reformă a statului din temelii, în toate cotloanele sale. Eu mă aduc aminte în aceste zile de protestul polițiștilor. Da? Da. În stradă, toți supărați. Nu i-am mai văzut în aceste zile să spună ceva de cazul la Onești. Curtea de Conturi semnalează în raportul de control pe 2019 că fostul guvern Viorica Dăncilă a continuat practica alocării fondului de rezervă bugetară la dispoziția guvernului prin derogări de la legea finanțelor publice. La ce concluzie a ajuns Curtea de Conturi, ne spune colega noastră Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm, ești. Bun găsit! În primul rând, pentru anul 2019 vorbim de cea mai mare sumă în ultimii 10 ani, după ce și în 2018 fusese aceea situație cu peste 3.100.000 de lei. În 2019 suma a fost de 5.500.000 de lei și trebuie să spunem că pe parcursul anului, atât la rectificare bugetară, dar și cu alte ocazii, suma a fost mărită de 58 de ori în total, cu alte 99.000 de lei. Trebuie să spunem că acest fond de rezervă al guvernului trebuie folosit doar în situații de urgență, este creat pentru cazuri speciale și nu poate să interfereze cu bugetele altor ministere. Nu acest lucru s-a întâmplat pentru că ordonatorii de credit care nu au folosit banii până la rectificarea bugetară au trebuit să dea acești bani pentru fondul de rezervă al guvernului. Cum ar fi, să spunem, bani de la Ministerul Educației, bani care nu au fost folosiți, au mers în acest fond de rezervă. Sumele erau, bineînțeles, mult prea mari, nu au fost folosite pentru situații criză sau pentru situații de urgență, iar Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că nu s-a respectat legea în acest caz.
Gabi, mulțumim pentru informații. Pe lângă problemele punctuale pe care le-a descoperit după intervenția de la Onești, ministrul de interne Lucian Bode a discutat și despre deficitul de personal din cadrul Poliției Române. Bode a anunțat că numai puțin de 30.000 de polițiști s-au pensionat în ultimii ani. Ministrul de interne a vorbit despre deficitul de personal din cadrul instituției pe care o coordonează. Doar în ultimii 5 ani au plecat în pensie peste 30.000 de angajați din structurile MAI. Au plecat conform reglementărilor legale în vigoare. De aceea trebuie să gândim un sistem de gestionare a carierei. Ministrul de interne a afirmat că își propune aducerea în sistem a unor oameni bine pregătiți, cu experiență și eliminarea împuternicirii pe funcție. Bode anunță că va propune guvernului organizarea de concursuri pe funcții. Propunerea cu care voi merge în fața guvernului este de a organiza concursuri de sus până jos, de la Poliția Capitalei până la ultimul inspectorat, să-i selectăm pe baza unor concursuri transparent organizate și să avem stabilitate pe funcții, a mai afirmat Bode. Declarațiile sale vin la unison cu cele ale specialiștilor, care cer mai mulți polițiști cu experiență pe teren. Deci au ieșit foarte mulți polițiști cu multă experiență la pensie, momiți cu pensii mai mari și așa mai departe. Ar trebui să se dea un ordin să nu iasă nimeni la pensie din poliție decât la 55 de ani. Eu am și la termen. Pentru că nu poți să lași descoperit un sistem. Se învață o meserie din asta de negociator în 10 ani. După aia este expert. Și vă dați seama că acești oameni au puține dispozitive, au puțini oameni în sistem, pentru că n-au mai scut încadrări. Premierul Florin Câțu a negat că își dorește să instaureze un nou lockdown. Prim-ministrul susține că are nevoie de oamenii sănătoși pentru o economie sănătoasă și viceversa. Anul trecut, când aveam 10.000 de cazuri pe zi de persoane pozitive, am spus foarte clar că vreau să nu avem, să închidem economia. Da. Este vital pentru noi să rămână economia deschisă, pentru că doar așa putem să plătim pentru costul pandemiei. Deci avem nevoie de oameni sănătoși ca să meargă economia, dar avem nevoie de economie sănătoasă ca să putem să îi menținem pe oameni, să plătim pentru pandemie. Deci cumva ele sunt legate una de alta. Nu cumva, sunt legate una de alta. Deci vom menține și cred că am învățat să păstrăm economia deschisă și în pandemie. Vă spun, anul trecut a fost greu. 10.000 de persoane pe zi era complicat. Cred că știm să gestionăm această situație acum. Nu, nici vorbă, nu se va ajunge la loc. Au apărut primele imagini cu eroul incendiului de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Medicul Cătălin Denciu a fost transferat în Belgia după tragedia în care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Acum eroul, care a sărit în foc pentru a salva viața pacienților, și-a revenit și continuă tratamentele de recuperare la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Medicul erou a povestit într-un interviu acordat site-ului belgian Beldef News tot ce trăiește în urma tragediei din Neamț, dar și cum a fost tratat la spitalul în care este internat după ce a stat în coma artificială timp de 3 săptămâni. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul pentru a învăța să mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși, a spus Cătălin Denciu în presa belgiană. Au trecut deja mai multe săptămâni de când eroul nu a mai suferit nicio intervenție chirurgicală. Recuperarea sa este rapidă și tratamentele efectuate până acum au dat roade. Soția sa, medicul Alina Denciu, se află în Belgia și este cazată într-o cameră pentru personalul militar de la spitalul la care este internat soțul ei. Și a început să învețe chiar și tehnici de îngrijire și recuperare pentru Cătălin Denciu. După mai multe zile în care părea că s-a poticnit, campania de vaccinare ia din nou avânt. Peste 38.000 de doze de vaccin au fost administrate în ultimele 24 de ore. Colegul nostru, Andrei Ștefan, a urmărit toate datele și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Andrei, te ascultăm! Bun găsit! Comitetul de coordonare a vaccinării anticovid a declarat că în ultimele 24 de ore 38.695 de români au fost vaccinați anticovid, ajungându-se astfel la un total de 1.022.066 de persoane. Cele mai multe persoane au fost imunizate cu serurile de la Pfizer și AstraZeneca și doar 10 persoane au primit vaccinul de la Moderna. De asemenea, din acest total, 619.809 persoane au primit deja ambele doze de vaccin.
vaccin, iar după ultima raportare au fost înregistrate 131 de reacții adverse, majoritatea la persoane ce s-au vaccinat cu serul de la AstraZeneca, vorbim aici de 100 de persoane. Vă amintesc faptul că ieri s-a vaccinat persoana cu numărul 1 milion în România, la Spitalul Universitar din Capitală, iar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a fost cel care a realizat imunizarea. Este vorba despre o persoană de peste 80 de ani, care s-a bucurat să primească serul. Prezent la eveniment, premierul României Florin Câțu spunea că inițial se dorea ca persoana cu numărul 1 milion în România să fie vaccinată undeva la sfârșitul lunii martie. Iată că totul s-a întâmplat mult mai devreme. De asemenea, acesta a spus că de pe 15 martie începe faza a treia a campaniei de vaccinare, ceea ce este adresată populației generale. De asemenea, Florin Câțu mai spune faptul că România ocupă primele locuri în Europa, este printre primele trei țări în ceea ce privește campania de vaccinare. Lucrurile merg bine, speră în continuare să rămână lucrurile așa, însă, spune premierul României, nu este vremea pentru relaxare și mai ales nu este vremea să renunțăm la măsurile de protecție și mai ales la purtarea măștii de protecție în spațiul public. A dorut? Bravo! Trebuie să vă dau o diplomă. Ați reușit. Asta pentru noastră. Sunt pacientul cu 1 milion. Felicitări. Mulțumim mult. Felicitări și stare bine că a fost la asta. Felicitări. Evident, a fost foarte încântată. Ne-a transmis că e realmente bucuroasă că a reușit să se vaccineze, că a reușit să se programeze și că astăzi a fost clasată ca persoana cu numărul 1 milion din România care a fost vaccinată. Femeia de 86 de ani a fost vaccinată la Spitalul Universitar din Capitală. Pacienta are deficiențe motorii ca urmare a unor probleme neurologice, dar o formă psihică foarte bună. Premierul Florin Câțu a promis că ritmul campaniei va fi accelerat. Până în septembrie, țara noastră ar trebui să ajungă la 10 milioane de persoane imunizate. Am ajuns la persoana vaccinată cu numărul 1 milion. Veți vedea că lucrurile vor merge mult mai rapid de acum încolo. Ținta inițială era să avem aproape 1 milion până la sfârșitul lui martie. Am fost mai aproape. Țineți minte că spuneam că vom avea 2,4 milioane de vaccin de doze la sfârșitul lui martie, doar în martie o să primim 2,6 milioane, ceea ce înseamnă că vom putea porni cu faza a treia, fără faza a treia, doar cu toată lumea în faza a treia pe 15 martie. Rămâne în continuare ținta de a avea 10,4 milioane de români vaccinați la sfârșitul lui septembrie. Campania de vaccinare merge bine, suntem în Europa în top, întotdeauna suntem în primele trei locuri, și ne asigurăm că va rămâne așa. Premierul a atras însă atenția și în privința respectării măsurilor de protecție. Trebuie să păstrăm în continuare și să respectăm toate regulile impuse, purtatul măștii în spațiul public. Am văzut deja foarte, foarte mulți oameni care s-au relaxat și nu mai poartă mască în spațiul public. Este foarte important să purtăm mască în spațiul public. Așadar, veștile sunt promițătoare în ceea ce privește campania de vaccinare. Din 15 martie va fi disponibilă lista de așteptare pentru întreaga populație. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, garantează beneficii maximale pentru toate cele trei tipuri de vaccin. El spune că cel mai important este să ne imunizăm. Contează mai puțin cu ce ser. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit pentru postul nostru de televiziune despre etapa a treia de vaccinare. Data de 15 martie, când va fi disponibilă lista de așteptare, persoanele, inclusiv cele din etapa a treia, din categoria populației generale, vor avea această posibilitate de a se programa pe lista de așteptare a unui centru de vaccinare. În momentul în care noi vom ocupa locurile disponibile, respectiv prin persoanele vulnerabile, persoanele care deservesc activități esențiale, respectând acel procent 75%, respectiv 25%. Gheorghiță a spus că se vor lua toate măsurile pentru a continua campania de vaccinare într-un ritm alert, astfel încât obiectivul să fie atins până în septembrie.
În momentul în care rămân locuri în respectivul centru de vaccinare, vom notifica și persoanele care sunt pe lista de așteptare din etapa a treia, încât să mergem cu un grad maxim de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare și să atingem ceea ce ne-am propus, un ritm de peste 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, așa încât să fie un obiectiv realist, peste 10 milioane de persoane vaccinate în septembrie. Valeriu Gheorghiță a fost întrebat de Tudor Mușat dacă persoanele au posibilitatea să își aleagă un centru de vaccinare care face un anume tip de vaccin și cum se vor evita situațiile în care unele centre vor fi aglomerate, iar altele se vor goli. Probabil că pentru anumite centre se va întâmpla acest lucru, însă cred că și aici trebuie înțelese poate și explicate mai bine beneficiile vaccinării. Pentru că ceea ce ne interesează în ultimă instanță este să nu mai avem oameni care fac forme severe din cauza acestei maladii, care nu mai ajung în spital și care nu mai mor, nu-și mai pierd viața din cauza acestei boli. Ori, din acest punct de vedere, sunt beneficii maximale pentru toate tipurile de vaccinuri pe care noi le avem la dispoziție. Medicul a dat asigurări că există beneficii maximale pentru toate cele trei tipuri de vaccin și a explicat că este important să ne vaccinăm cât mai mulți. Nu contează cu ce ser. Din toate aceste motive și pentru aceste motive este important ca noi să ne vaccinăm cât mai mulți folosind toate tipurile de vaccinuri disponibile. În ultimă instanță, toate fac același lucru. Nu există unul dintre ele care să arate 100% protecție față de infecția asimptomatică. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a vorbit despre relația pe care o are cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Asta în contextul în care cei doi au avut opinii contrare pe mai multe teme după redeschiderea școlilor. Mă tem foarte tare ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu se transforme într-o falie. Depinde de noi să nu transformăm acest lucru într-o falie. Dar atâta vreme cât discuțiile se poartă cu argumente, iar concluziile se iau în timp util, timp util însemnând trebuie să ajungem la un numitor înainte ca foarte multe orașe mari să intre în scenariul roșu, dacă se va păstra acest trend ascendent. Sigur că nu ne dorim lucrul ăsta, dar nici nu putem să excludem această ipoteză. Înseamnă că suntem în grafic. Câmpeanu a făcut precizări cu privire la portul măștii la orele de sport. Este în curs și această discuție. Deocamdată s-a stabilit și avem răspunsul Ministerului Sănătății, conform căruia pentru activitățile sportive care se desfășoară în aer liber, purtarea măștii este opțională, dar se recomandă păstrarea distanței de minimum un metru. Este deja un pas important. Ministrul Educației spune că este important să încercăm să reparăm ce au pierdut elevii în anul pandemiei și face demersuri pentru organizarea simulărilor. Vom promova în două zile ordinul de ministru pentru organizarea simulărilor pentru clasa 8-a și a 12-a. Ele vor începe pe data de 29 martie. Deci este foarte important, din punct de vedere al sistemului de educație, să putem să organizăm aceste simulări pentru a putea repara în timpul scurt rămas, ceea ce putem repara știut fiind faptul că pierderile au fost foarte mari pe parcursul acestui aproape un an deja de predare online. Sorin Câmpeanu a explicat și cum urmează să se desfășoare examenele de anul acesta. Examenele naționale, care sunt definitorii pentru viitorul oricărui tânăr și care se vor derula cu prezență fizică la datele stabilite. Este foarte dificil de decis varianta optimă, drept pentru care sunt discuții bazate pe argumente. Sunt absolut convins că vom ajunge într-un timp optim la un numitor comun. O nouă zi de creștere alarmantă a cazurilor de coronavirus. 4.278 au fost raportate ieri. Peste 700 dintre acestea au fost chiar în capitală. De asemenea, la terapie intensivă, numărul pacienților a urcat la 1.032. Așa cum ne așteptam, era perioada în care numărul cazurilor ar fi trebuit să scadă. Se pare, într-adevăr, că ne-am relaxat prea repede. Oamenii uită prin ce trec și renunță la cele mai simple metode care i-ar putea ajuta ca să nu ajungă într-o secție de spital sau mai rău, într-o secție de terapie intensivă. Important este că numărul cazurilor foarte grave nu au crescut, adică încă la terapie intensivă avem în jur de 1.032 de cazuri, iar numărul deceselor se menține undeva în jurul cifrei de 77-80 de decese.
Dacă facem o analiză corectă în acest moment, vom vedea că 10% dintre noi ne-am putea considera imunizați. Adică avem în jur de 820.000 de infectați cu virusul SARS-CoV-2 și 1.000.000 de vaccinați, ceea ce înseamnă că 10% ar trebui să fim imunizați, iar pericolul să fie diminuat. Ceea ce cred că populația generală nu a înțeles este faptul că atât vaccinul cât și îmbolnăvirea nu creează o imunitate durabilă. Vaccinarea nu ne împiedică să facem o altă formă de îmbolnăvire, ci ne ajută să facem forme mult mai ușoare. Astăzi se împlinesc 44 de ani de la tragicul cutremur din 1977, când sute de oameni și-au pierdut viața, iar zeci de clădiri s-au prăbușit. Cutremurul a durat 55 de secunde, iar efectele au fost dramatice atât în capitală cât și în țară. Din păcate, situația precară în care se află patrimoniul istoric din capitală prevestește un adevărat dezastru în cazul în care un seism similar cu cel din 1977 s-ar mai repeta. Colega noastră, Bianca Ogarcă, a adunat toate datele și ne spune mai multe pe acest subiect. Bun găsit, Bianca, te ascultăm! Bun găsit! Cutremurul cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a pus la pământ aproximativ 3500 de clădiri în doar 56 de secunde. La 44 de ani de la această tragedie, în capitală sunt în continuare peste 2400 de clădiri cu risc seismic, dintre care 350 se află în clasa 1 de risc seismic, așa cum este și clădirea pe care o puteți observa acum în imagini. În ultimii 4 ani s-a început consolidarea a 12 imobile, unele fiind gata, altele în diverse stadii de execuție. Spre exemplu, lucrările la unele blocuri cu bulină roșie din această zonă, spre exemplu, se află încă în faza de proiectare, iar oamenii care locuiesc în aceste imobile așteaptă chiar și de 15 ani consolidarea. Specialiștii susțin că studiile arată că în scenariul actual și-ar putea pierde viața 25.000 de oameni în cazul producerii unui cutremur similar celui din 1977. La ora 21 și 22 de minute, Bucureștiul a fost lovit de un cutremur de 7,4 grade pe scara Richter, care a devastat orașul și zeci de alte localități din România. Dar cea mai afectată a fost capitala. S-au înregistrat peste 1424 de morți. Cutremurul a durat aproape un minut, distrugând mii de locuințe și făcând peste 11.000 de victime. S-a dus o luptă neîncetată zile în șir pentru scoaterea supraviețuitorilor de sub dărâmături. Au fost aduși chiar și specialiști din Elveția, însoțiți de câini dresați pentru salvarea victimelor. Au fost găsiți supraviețuitori chiar și după 11 zile de la cutremur. Pentru salvarea celor vii, însă prinși sub dărâmături, pompierii și militarii au răscolit prin dărâmături zile în șir, iar pagubele s-au ridicat la echivalentul de astăzi a 2 miliarde de euro. Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de pana de curent generată de seism, dar și de panica generală. La acea vreme, România era condusă de Nicolae Ceaușescu, care participa la o vizită oficială în Nigeria. Imediat după cutremurul din 4 martie, un secretar de stat s-a dus peste acesta în timpul unui banchet și i-a șoptit la ureche ce s-a întâmplat în România. Ceaușescu a anunțat imediat liderul nigerian despre situația din România, iar la 10 minute a plecat împreună cu delegația sa și Elena Ceaușescu spre România. În noaptea din 5 martie, soții Ceaușescu au ajuns în capitală, dar nu înainte de a da ordine despre ce trebuie făcut cu marele dezastru care a măturat România. După seismul din 4 martie, la ora 2 a zilei de 5 martie 1977, s-au înregistrat replici mult mai mici față de cele așteptate, 4,9 grade având cea mai mare replică a cutremurului. Florin Câțule dă o lovitură sindicatelor după protestele recente. Premierul a declarat că în următoarele săptămâni va intra în vigoare o ordonanță de urgență prin care cotizarea obligatorie va fi exclusă. Acesta spune că cei care vor dori să facă parte dintr-un sindicat vor putea cotiza în continuare, însă nu este normal să fie toată lumea obligată.
Premierul Florin Câțu a declarat că prin ordonanța de urgență care se pregătește de către guvern, doar cine va dori să facă parte din sindicat va plăti. Sindicat trebuie să război cu mine. Nu, eu vreau doar transparență. Și iarăși, repet, haideți să dăm ipocrizia la o parte. În politică, în clasa politică, am cerut de la oamenii ăștia transparență totală. Da. Automat, cotizația pleacă din cont. Ideea este că trebuie să plătești, să faci tu efortul să plătești, nu să ți se ia banii din cont automat. Să dăm opțiunea oamenilor când vin într-un sindicat să spună eu vreau să mi se ia din cont automat sau vreau să plătesc lunar. Măcar atât să le dăm oamenilor șansa să spună. Să spună, măi, uite, dacă eu mă înscriu în sindicat și să fie acolo să bifez, uite, să nu mai fie automat, să fie altfel. Deci să-mi dai voie, să-mi dai șansa să decid eu pentru mine. Câțu a mai spus că protestele sindicatelor reflectă o atitudine necolegială față de sectorul privat. Acesta spune că deși peste 1,4 milioane de angajați din privat au fost în șomaj tehnic în timpul pandemiei, aceștia nu au ieșit în stradă. Ar trebui să ne întrebăm cum de se schimbă toată lumea. Au ieșit din politică. Chiar toată oameni. Lumea. Mugur Isărescu e guvernatorul BNR dintotdeauna. În afară de domnul Isărescu și se schimbă toată lumea. Și liderii sindicali. Este o întrebare pe care o lansez societății. Să ne gândim puțin cum rămânem, dacă este ok sau... Dacă este ok și societatea este ok, foarte bine, n-am nicio problemă cu așa ceva. Câțu spune că această măsură face parte din reforma guvernului și consideră că și oamenii își doresc acest lucru, deoarece asta aduce modernizare și digitalizare. Zeci de mii de doze de deșeuri depozitate ilegal continuă să apară în jurul Bucureștiului. Tanțoș Barna, ministrul mediului, a vorbit despre controlele efectuate în luna februarie la marginea Bucureștiului de Garda Națională de Mediu și avertizează că acesta este doar începutul. Tanțoș Barna, ministrul mediului, avertizează că abia acum au început controlele masive în ceea ce privește deșeurile aruncate ilegal și spune că vor continua amenzile până când situația se va ameliora. Am ales o locație, de exemplu, unde am avut o suprafață de peste 2 hectare, unde am găsit 10.000 de tone de deșeuri. Este greu să facem un top. Cu siguranță este doar începutul. Ceea ce am găsit în luna februarie, ce am constatat, ce am amendat, ce am sancționat, este doar începutul. Ministrul Mediului susține că nu a făcut modificări asupra legii și că implicarea este cea mai bună soluție. Am aplicat legea și n-am modificat niciun act normativ. Nu am venit cu nicio minune, doar acțiune. Sunt ferm convins că doar prin acțiune și implicare se pot schimba lucrurile. Am constatat la nivelul celor 6 sectoare, la nivelul primarilor în primul rând și la nivelul primarului general, o determinare ieșită din comun. Barna trage un semnal de alarmă către toți românii și îi roagă să anunțe Garda de Mediu atunci când găsesc deșeuri aruncate ilegal. Fac un apel la toți cetățenii, nu doar din București, din toate orașele și din toate localitățile, să sesizeze Garda de Mediu, să ne trimite locațiile GPS pentru a vedea unde sunt aceste suprafețe, unde se depozitează ilegal deșeuri și vom acționa. Premierul Florin Câțu a refuzat să comenteze decizia judecătorilor în dosarul 10 august, însă ca cetățean acesta s-a arătat dezamăgit. Primul ministru a anunțat că i-a cerut ministrului Justiției Stelian Ion să găsească rapid soluții pentru continuarea dosarului, după ce Tribunalul București a respins definitiv cererea de redeschidere. Sunt dezamăgit. E adevărat că vedem că în România nimeni nu a tras în noi, nu? În decembrie, mineriadele, nimeni nu răspunde pentru mineriade și avem iarăși încă aici un eveniment în care e foarte greu să găsim responsabil. Câțu nu vrea ca astfel de incidente să mai aibă loc vreodată. Mă voi asigura că niciodată cetățenii României nu vor mai avea de suferit de pe urma unui stat abuziv, așa cum au fost aceste situații. Premierul a anunțat că ministrul Justiției, Stelian Ion, va încerca să găsească o soluție pentru a ataca decizia instanței. Stat de vorbă cu ministrul Justiției, va vedea dacă mai există alte căi de atac, dacă se poate face ceva sau nu în acest moment. Vă dați seama că aștept opinia expertilor în această situație. Tribunalul București a respins solicitarea de ICOT de redeschidere a anchetei împotriva foștilor șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Decizia vine după ce dosarul a fost plimbat 6 luni între instanțe, pe motiv că magistrații nu s-au hotărât cine are competența pentru a soluționa acest caz. Traian Berbeceanu nu mai este prefectul Capitalei. În ședința de guvern de ieri a fost aprobată eliberarea sa din funcție alături de altor 103 prefecți și subprefecți din țară. Prefectura București va fi condusă de unul dintre subprefecți. Am eliberat 103 prefecți și subprefecți din funcție și au fost numit 36 de prefecți din 42
și 75 de suprafecții 85. Mâine, după ora 1:30, vor depune jurământul aceștia și începând de mâine seară își vor prelua atribuțiile. Acolo unde nu au fost numiți suprafecții încă, sunt 6. De 6 prefecți nu au fost numiți, acolo subprefecții vor prelua atributele acestea până la numirea prefecților. A fost eliberat din funcție Traian Berbeceanu, nu a fost încă făcută nominalizarea pentru municipiul București. Autoritățile din capitală au luat mai multe măsuri prin care vor să sară în ajutorul proprietarilor de baruri și restaurante din centrul vechi. Aceștia vor putea să-și extindă terasele pe stradă și trotuar atât timp cât se păstrează o distanță de 4 metri pentru intervențiile de urgență. Cei care doresc să profite de această măsură vor trebui să depună documentația necesară autorizării la Departamentul pentru Situații de Urbanism. Vești bune pentru proprietarii de terase, pot să-și extindă de acum mesele și scaunele. De exemplu, acest proprietar va putea, începând cu 9 martie, să amplaseze mese și scaune pe lungimea imobilului pe care îl deține și vis-a-vis pe stradă, atâta timp cât păstrează 4 metri distanță pentru intervenții de urgență, ambulanțe sau poliție. Oamenii văd cu ochii buni această hotărâre atâta timp cât, spun ei, se vor respecta măsurile de distanțare. În ceea ce privește exploatarea la maxim din punct de vedere economic a zonei, pentru că despre asta cred că este vorba, nu vreau să spun că am fost foarte mult plimbat, dar în Belgia este cam același lucru, da? În Bruxelles, de pildă. Mergi în centru, în zona centrală, aici e zona istorică, cred că prioritară, dacă poate să pună peste tot mese, dar dacă reconsolidează și centrul istoric, ar fi și mai bine. Atât timp cât este în continuare loc să circule oamenii, să circule mașinile, sunt de acord, dar în limite normale, de bun simț să zic așa. Adică dacă ar ocupa absolut tot spațiul pietonal, ar fi o tragedie și o stupizenie. Dar nici să ducem la extrem, să le fie interzis în totalitate să-și amplaseze mesele. Centrul vechi, știu că erau și pe dreapta și pe stânga, adică cred că se revine la fixul era înainte, nu? Cel puțin așa cred eu sau așa țin minte. Parcă... Cum vi se pare? Va aglomera mai mult? Da, cu siguranță da, se va aglomera. Și nu mi se pare o idee foarte bună. Antreprenorii vor putea să-și lărgească spațiul de terase pe întreaga lungime a fațadei spațiului comercial deținut și vor putea să-și amplaseze terasele și la imobilele învecinate. Condiția este să obțină acordul scris al proprietarului imobilului în cauză, fără să stânjenească eventualele activități desfășurate în imobil și fără a bloca accesul. Proprietarii de terase care vor să profite de această măsură vor trebui să depună documentația necesară autorizării la Departamentul de Urbanism. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și continuăm cu informații externe. Statele Unite au dat startul vaccinării cu serul produs de Johnson & Johnson. Prima imunizată a fost o femeie de 86 de ani. Johnson & Johnson este al treilea vaccin anti-COVID autorizat pentru utilizare în Statele Unite, după cele ale Pfizer, BioNTech și Moderna. Spre deosebire de primele două, acest ser necesită o singură doză și este mai ușor de transportat și depozitat, deoarece poate fi păstrat la temperatura normală a unui frigider. Barbara Schmallenberger, în vârstă de 86 de ani, a fost primul pacient care a fost imunizat cu serul produs de compania farmaceutică Johnson & Johnson. Asta la doar câteva zile după ce vaccinul a fost aprobat de FDA, Agenția Americană de Reglementare în domeniul medicamentelor. Femeia a fost imunizată la centrul Schottenstein din Columbus, Ohio, o arenă sportivă utilizată acum în cadrul campaniei de vaccinare. Întrebată de jurnaliști americani ce le-ar transmite celor care se tem să-și facă vaccinul și coronascepticilor, femeia a răspuns. Well, all I can say is go do it because it just takes so much pressure off of you worrying about getting that
horrible thing, you know. Johnson & Johnson este al treilea vaccin anticovid autorizat pentru utilizare în Statele Unite, după cele ale Pfizer, BioNTech și Moderna. Spre deosebire de primele două, necesită o singură doză și este mai ușor de transportat și depozitat, deoarece poate fi păstrat la temperatura normală a unui frigider. Aproape 4 milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson vor fi disponibile imediat, acestea adăugându-se celor alocate prin programul federal. De altfel, și Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat că se va întruni pe 11 martie pentru a decide dacă dă undă verde utilizării vaccinului Johnson & Johnson în Uniunea Europeană. Danemarca a devenit primul stat european care le-a transmis migranților sirieni că trebuie să se întoarcă în țara lor. Autoritățile de la Copenhaga au concluzionat că zona din jurul capitalei Siriei este acum suficient de sigură pentru a fi locuită și a retras deja permisul de ședere pentru câteva zeci de sirieni. În perioada următoare va face la fel cu peste 1000 de migranți. Decizia a fost aspru criticată de organizațiile pentru protecția drepturilor omului în frunte cu Amnesty International. 94 de migranți sirieni au rămas deja fără permisul de ședere în Danemarca după ce acesta le-a fost retras de autorități. Și aceeași soartă ar urma să o aibă alți 1250 de migranți sirieni. Asta după ce guvernul condus de premierul Mette Frederiksen a concluzionat că zona din jurul capitalei siriene, Damasc, este suficient de sigură pentru a fi locuită. Migranții nu sunt totuși forțați să plece din Danemarca, însă cei care au rămas fără permis de ședere și refuză să plece din țară vor fi ulterior duși în tabere speciale. Decizia autorităților daneze a atras însă critici din partea organizațiilor pentru protecția drepturilor omului. Faptul că guvernul danez caută să trimită oamenii înapoi în Siria cu forța, în mâinile unui regim brutal, este un afront revoltător legii refugiaților și a dreptului oamenilor de a fi în siguranță în fața persecuției. Această încălcare nesăbuită a îndatoririlor Danemarcei de a oferi azil riscă să ducă la o creștere a motivației din alte țări să-și abandoneze obligațiile față de refugiații sirieni, a precizat filiala din Marea Britanie a organizației Amnesty International. De cealaltă parte, guvernul danez a precizat că încă de la bun început a fost sincer cu privire la politica sa de imigrare și că i-a informat pe migranți că șederea lor va fi doar temporară. Decizia Danemarcei mai vine și în condițiile în care Organizația Națiunilor Unite a precizat că mii de civili sirieni au trecut prin ceea ce a caracterizat drept suferințe inimaginabile în timpul războiului civil, care a intrat deja în cel de-al 10-lea an al său. Procurorul general al Australiei, conferință de presă în lacrimi. Oficialul este acuzat că ar fi violat o fată în urmă cu peste 30 de ani. Victima s-a sinucis anul trecut. Procurorul a negat acuzațiile, dar nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în fața presei. Procurorul general al Australiei, Christian Porter, este acuzat că în 1988, atunci când avea 17 ani, ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Presupusa victimă s-a sinucis anul trecut, însă în numele ei au depus plângere la poliție câțiva prieteni. Oficialul a respins însă categoric acuzațiile de viol. It's the truth, and that is that nothing in the allegations that have been printed ever happened. Procurorul a recunoscut că într-adevăr o cunoștea pe adolescentă, precum și că a fost la o petrecere cu ea, dar că nu a mai avut contact cu ea din ianuarie 1988. El a criticat însă presa pentru publicarea ceea ce a caracterizat drept acuzații necontrolate. While I have followed the rules and stayed silent, I have been subject to the most wild, intense, unrestrained series of accusations that I can remember. Procurorul general a indicat că nu își va da demisia, dar că își va lua totuși o scurtă vacanță pentru a-și reveni din punct de vedere psihic. If I stand down from my position as Attorney General because of an allegation about something that simply did not happen, then any person in Australia can lose their career, their job, their life's work based on nothing more than an accusation that appears in print. Nu în ultimul rând, oficialul s-a mai plâns și că acuzațiile nici măcar nu i-au fost aduse la cunoștință înainte de a fi publicate în presă. Jurnaliștii care au publicat pentru prima dată acuzațiile susțin însă că, de fapt, ar fi încercat să intre în contact cu oficialul anterior publicărilor. Unul dintre jurnaliști a indicat că a transmis mail-uri către toți membrii stafului procurorului general, dar că nu a primit niciun răspuns. Iar un alt jurnalist a precizat că nu i-a fost returnat niciun apel telefonic. Comentariile oficialului au venit la scurt timp după ce poliția a decis să nu mai continue ancheta cu privire la presupusul viol din lipsă de dovezi. Situație incredibilă în Marea Britanie, unde autoritățile nu au reușit să transmită către mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, date cu privire la câteva sute de persoane condamnate pentru fapte grave. Ulterior, autoritățile britanice ar fi descoperit problema și ar fi încercat să o mușamalizeze.
109 criminali, 81 de violatori și un bărbat găsit vinovat de ambele tipuri de infracțiuni. Cu toții sunt pe o listă de persoane condamnate în instanțele din Regatul Unit, dar care nu a fost transmisă în ultimele luni și autorităților europene. O bună parte a acestora sunt și persoane cu dublă naționalitate. Ori acest factor, combinat cu eșecul Londrei de a transmite datele despre condamnați, pune autoritățile europene în situația în care să nu știe dacă aceștia au revenit pe teritoriul lor. Cei aproape 200 de deținuți uitați sunt doar o mică parte dintr-un total de peste 112.000 de condamnați, ale căror date nu au fost trimise de Londra către Uniunea Europeană în ultimii 8 ani. Peste 12.000 dintre aceste condamnări priveau și cetățeni români. Pentru a explica eșecurile, autoritățile britanice au invocat mai multe probleme ale sistemului informatic al poliției. Însă, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian, care au divulgat aceste informații, guvernul britanic ar fi știut de aceste probleme încă de acum 6 ani, iar ulterior a conceput chiar și un plan de acțiune. Acesta nu a mai fost pus în aplicare de teama ca eșecul netransmiterii datelor să nu fie făcut public, iar în acest fel să fie afectată reputația Regatului Unit. Astfel că problemele au persistat și pe durata mandatelor premierilor Theresa May și David Cameron. În cele din urmă, Londra a avertizat statele Uniunii Europene de această problemă, însă doar după ce a fost divulgată în presa britanică. Nord-estul Greciei a fost lovit de un cutremur cu o magnitudine de peste 6 grade pe Richter. Sute de oameni au ieșit pe străzi de teama replicilor. Seismul a fost resimțit și în alte state din zona balcanică. Speriați de seismul cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, oamenii din orașul Elen, Larisa, au ieșit din case și din birouri. Potrivit autorităților elene, cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km. Cutremurului inițial i-au urmat 7 replici, ce au avut magnitudini situate între 4,2 și 5,3 grade pe scara Richter. Seismul a fost resimțit în toată regiunea balcanică, în țări precum Macedonia de Nord, Albania, Turcia sau Bulgaria. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.